Înainte de a începe ședința de Consiliu Local, aș vrea, ca într-un cadru festiv, având în vedere că este un regulament aprobat de Consiliu Local, și la fel cum facem în fiecare an, să premiem primele 5 rezultate de la examenul de evaluare internațională și primele 5 rezultate de la examenul de bacalaureat. Și am invitat pe această ocazie, în cadrul festiv, în cadrul ședinței de Consiliu Local, copiii care au obținut aceste rezultate, respectiv părinții, având în vedere faptul că cei care au luat note maxime, cele mai bune note la bacalaureat, sunt implicați în examene de admitere la universități. Marea majoritate sunt deja plecați acolo și am invitat părinții. De aceea vom începe cu premierea elevilor care au avut rezultate deosebire la evaluarea națională și începem în ordinea mediilor cu Antoniu Dorian Mihai. Felicitări, notă maximă la... cu nota 992, Foia Ioana Iarina. De asemenea, un alt elev care a avut rezultate deosebite, Trucaș Constantin Rareș. Ciurcă Mihnea. Și Lazar Alexandru. Trecem la cei care au obținut rezultate deosebite la bacalaureat și începem cu Gheorghiță Carina Ioana. Iulie Oana Andreea. Ioana Cristina. Crăciun George Radu. Este la scrie la Academia Politehnică. Sandu Teodora Maria. Bună ziua! În conformitate cu articolul 243 alineatul litera J în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 din codul administrativ, voi proceda la efectuarea apelului nominal pentru a constata prezența domnilor consilieri la ședință. Domnul Chirilaie Leonard, domnul Andrieș Bogdan Cosenel, domnul Arman Mihai, domnul Balan George Alexandru, domnul Beloiu Mircea, domnul Boloca Ilie, absent, domnul Curban Radu Cătălin, domnul Farca și Petru, domnul Fron Andrei, domnul Ghica Constantin, doamna Habiș Domșa Iulia, absent, domnul Orban Constantin, domnul Iacob Ștefan Grațian, doamna Iorga Ioana Roxana, domnul Roșanu Dragoș Viorel, domnul Curcudel Nicolae Bogdan, domnul Pătrașcu Eugen, doamna Păiuș Dana Răclămioara, absent, domnul Scutaru Miluță, doamna Suman Daniela Gabriela, absent, domnul Vasiliu Daniel Laurențiu, prezent.
Din totalul de 21 de consilieri în funcție, sunt prezenți 17 consilieri. De asemenea, în conformitate cu articolul 38, alineat 15, în același act normativ, vă supun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19 iunie 2019. Cine este pentru? Unanimitate. Supun la vot procesul verbal al ședinței din 28 iunie 2019, ședință extraordinară. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. De asemenea, tot în conformitate cu articolul 243, alineat 1, litera L, din codul administrativ, vă informez cu privire la cuvorumul și majoritățile necesare pentru adoptarea fiecărui proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi. Punctul 1, majoritate absolută, adică jumătate plus 1 din numărul consilierilor în funcție, 12 voturi. Punctul 2, majoritate simplă. Punctul 3, majoritate absolută, 12 voturi. Punctul 4, majoritate absolută, 12 voturi. Punctul 5, majoritate absolută, 12 voturi. Punctul 6, majoritate simplă. Punctul 7, majoritate absolută, 12 voturi. Punctul 8, majoritate absolută, 12 voturi. Punctul 9, majoritate absolută, 12 voturi. Punctul 10, majoritate absolută, 12 voturi. Punctul 11, majoritate absolută, 12 voturi. Punctul 12, majoritate calificată, 2/3 de numărul consilierilor în funcție, 14 voturi. Punctul 13, 12 voturi. Punctul 14, 12 voturi. Punctul 15, 12 voturi, cu precizarea că se va efectua vot secret pentru desemnarea unui suplean. Punctul 16, 12 voturi. Punctul 17, 12 voturi. Punctul 18, 12 voturi. Punctul 19, 12 voturi. Punctul 20, majoritate calificată, 2/3. Punctul 21, majoritate simplă. Punctul 22, majoritate simplă. Punctul 23, 12 voturi. 24, 12 voturi. Și 25, 12 voturi. Mulțumesc! Bună ziua! Conform dispoziției numărul 516 din 17.07.2019, s-a convocat de către domnul primar al municipiului Roman, Luceanu Ovidiu Micu, Consiliul Local în ședință ordinară, unde avem 17 puncte plus 8 suplimentare plus o informare. Începem cu... Pune și divers. Și divers. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Începem cu proiectul numărul 1. Privind modificarea HCL numărul 117 pe 2019, privind aprobarea organigramei și statutului de funcție a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 2. Privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare-cumpărare. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 3. Privind modificarea și completarea HCL numărul 220/2018, privind aprobarea regulamentului privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Roman. Comisia de Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 4. Privind aprobarea încheierii unui acord de asociere. Comisia de Cult. De Cultură. Aviz favorabil cu o îndreptare de eroare materială. La acordul de asociere primărie cu centrul de transfuzii apare durata de 5 ani de zile. Acordul începând cu luna august, perioada 1-31. În expunerea de motive nu a mai apare durata de 5 ani. Poate e omis ceva și trebuie să fie concordanță între expunerea de motive și acordul de asociere. Deci singura modificare asta este, avizul este favorabil, dar cu îndreptarea de
Nu-i trecută perioada de 5. Comisia juridică? Disfavorabil. Ok. Cu amendamentul Comisiei de Cultură, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 5 privind aprobarea prelurii în proprietatea publică a municipiului Roman a unor terenuri aparținând domeniului public transmise în folosință de către SCP Carmindigo SRL pentru realizarea din fonduri proprii a unor investiții de interes public. Comisia de Urbanism. Disfavorabil. Comisia Juridică. Disfavorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 6, privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență Roma. Comisia de Buget. Disfavorabil. Comisia Juridică. Disfavorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 7, privind aprobarea organigramei statutului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Administrare Piețe. Direcția de Buget. Disfavorabil. Direcția Juridică. Disfavorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 8, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții privind, pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate fără personalitate juridică. Comisia de Buget? Disfavorabil. Comisia Am o îndreptare la comisie, o completare de fapt în preambul. E vorba de două avize favorabile din 2018 și din 2019 a Direcției pentru Evidența și Administrarea Aparatului. Bază de date din București. Ok. Comisia juridică? Favorabil. Discuții? Punem la vot cu completarea în direcție. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 9, privind modificarea HCL numărul 276 din 19-12-2018, privind aprobarea organigramei, situației postelor și statelor de funcții și de personal ale Spitalului Municipal de Urgență Roman. Comisia de Buget? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții? Nu particip la vot. Nicio. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 10, privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Comisia de Urbanism? Comisia Juridică? Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 11, privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor terenuri. Comisia de Urbanism? Comisia are avizul favorabil cu un amendament la articolul 4. Apare identificat cu extrasul din cartea funciară numărul 59.618. Comisia Juridică? Disfavorabil. Supunem la vot cu amendamentul Comisiei de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 12, privind modificarea HCL numărul 144 din 2019, privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL. Comisia de Buget? Disfavorabil. Comisia Juridică? Disfavorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 13, privind modificarea HCL numărul 13 din 31.1.2018, privind atribuirea și încheierea contractului de legare
prin concesiunea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeamț din zona 2, județul Neamț. Comisia de Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz nefavorabil. Comisia Juridică. Aviz nefavorabil. Cu mențiunea că nu este întemeiat prețul. Cererea de majorare a prețului nu rezultă nici din raportul de specialitate, nici din cererea de motivarea prețului. Discuții? Asta am o intervenție de acuntază cu ei. Având în vedere că și în Comisia de Buget Finanțe și în cadrul grupului PNL am avut mari dubii privind această majorare, adică o majorare importantă și totodată nu a fost susținută de documente care să justifice aceste costuri, adică toate cheltuielile care compun și cum se ajunge la aceste costuri, noi am hotărât să nu votăm acest proiect de hotărâre. De ce s-a pus cu ordinea de zi și nu s-a retras? De ce nu am așteptat să facă ședința Consiliului Județean? Care nu are legătură una cu alta. Fiecare legătură, să vedeți o primar. Că v-a stabilit cât e la asti, cât e la... Cum să ducem? O să venim cu o nouă proiect de hotărâre în cel mai scurt timp, după ce se va stabili de către ce vrea. Eu, unul, cred că sunt de acord, sunt împotrivit, eu totdeauna am votat împotrivit la lucrurile. Da, e vorba de economiantul, adică a dat stabilit la cum spre noi. Știu, dar nu puteam adica. Dacă nu-i mergeți ordinea de zi, spunea că... Păi nu puteam, așteptam CJ-ul. S-a plus de asta. De ce nu am negociat cu vineri ăsta? Nu cât cere. Băi, tu vii 10 lei, 9, 9, 6. Foarte mult. Păi ai mai strânge tu cerdura, nu numai că spinarea rămașcanilor. Noi putem să dăm doar atât datorită legilor actuale, salarii, etc. Adică mi s-a părut forțată pusă. S-a jucat bine electoral. S-a avut ședința, la o lege a jucat ca un politic extraordinar. Dar noi am zis să facem în Consiliul Local, ascultă ca să înțeleg. Ușă, problema este că sunt de acord cum s-a jucat. Dar hai să facem în Consiliul Local, cum mi-a propus, administrație publică locală. Eu consider că noi ne-am grătit ca să o băgăm acum până nu a fost și hotărârea să definitivă de cineva CG. Sunteți barcă toți. Dacă nu o să venim cât de urgent cu o hotărâre într-o ședință extraordinară sau de îndată, să nu spuneți mie... Domnul Barcă, dumneavoastră, aveți dreptate că sunt acte normative care te forțează să iei anumite decizii, dar în momentul în care nu sunt numai acte normative, sunt majorări care nu sunt justificate și o creștere importantă, este evident că putem să nu fim de acord. Dar nu spun că nu putem să... Mi se pare exagerat și nu e preț. Păi clar, asta e. Deci și o să există o cere. Eu am greșit din partea asta. Sunteți de acord. A, nu, doamne, deci. Ok, deci, într-un fel, cumva suntem de aceeași baricadă. Poți să pune la urmă. Noi am mai discutat la prețului. Cum să nu rost majorarea prețului? Da, apă, la urmă, noi lasă. Cine? Am înțeles mesajul fiecărei părți. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 14, privind aprobarea concesionării unui teren. Comisia de urbanism? Comisia juridică? Discuții? Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 15, privind acordarea unui mandat special în adunarea generală Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, APA Neamț, în vederea exercitării votului. Comisia de Administrație Publică Locală. Aviz defavorabil.
Comisia Juridică? Aviz nefavorabil din același motiv. Lipsă motivare premieră mondială. Discuții? Nu fac și la mai rău să mai explicăm încă, dar motivele că sunt clare și aici. Motivele sunt acele și supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotrivă. Abțineri? Mulțumesc. O să am eu o intervenție. Special n-am intervenit la prima. Nu, mă refer la cele două proiecte. Am așteptat să vedem votul și pentru celălalt proiect. Pe de o parte, pentru a vă explica riscurile nepunerii pe ordinea de zi unui astfel de proiect. Dacă nu se punea pe ordinea de zi acest proiect, se considera acceptare tacită a deciziilor luate în comitetele directoare ale celor două, ca să înțelegem despre ce este vorba. Și care, și când. Următoarea ședință e programată 22 august. Treceau cele 30. E perioada concediilor. Haideți să lăsăm. Eu sunt de acord, așa cum a spus și dumneavoastră, aici să păstrăm aceeași continuitate în abordarea administrativă a lucrurilor. Și dacă tot discutăm de administrație publică, eu vă propun următorul lucru și lansez invitația publică dumneavoastră, consilierilor locali, dumneavoastră, reprezentanților mass media, și am să rog pe colega mea, doamna director Camelia Rusu, să convoace asociațiile de proprietari după cum urmează. Miercuri 31 iulie, ora 12, în sala Nicolae Manolescu Strunga, pentru o discuție cu reprezentanții ADIE Coneanț și operatorul de salubritate, pentru a explica în amănunt în ceea ce privește sumele care au stat la baza justificării tarifului prezentat în ședința de astăzi. Iar joi, 1 august, ora 12, tot în sala Nicolae Manolescu Strunga, reprezentanții ADIE Coneanț și reprezentanții operatorului regional Compania Județeană APASER. Astfel încât împreună să purtăm o discuție cu reprezentanții celor două asociații de dezvoltare intercomunitară, de asemenea cu reprezentanții operatorilor, și ulterior să luăm împreună cea mai bună decizie care, pe de o parte, să nu afecteze funcționarea serviciilor publice la nivelul primăriei municipiului Roman, pentru că, așa cum spunea și domnul consilier Achiriloae, cel puțin în ceea ce privește operatorul de salubritate, avem incidența a trei acte guvernamentale care influențează în mod definitoriu tariful propus și, pe de altă parte, sigur, să ne vină cu toate aceste justificări și prezentarea tuturor problemelor pe care le au, până la urmă, și asociațiile de proprietari în relațiile cu cei doi operatori. Lucru pe care noi l-am mai făcut în trecut și îl vom relua ori de câte ori este nevoie pentru ca lucrurile să fie cât mai clare și obiectivul pe care l-avem cu toții, să îmbunătățim relațiile dintre operatori și clienții finali. Calitatea serviciilor. O remarcă aș vrea să fac și eu ca o completare. La această întâlnire sper să fie invitați și membrii cu comunității de afaceri din Roman, pentru că avem o mulțime de întreprinzători mici și mijlocii care formează baza pe care se clădește bugetul orașului și s-ar putea din partea dânșilor reprezentanții companiei județene de apă să primească niște întrebări punctuale de business pe care o persoană fizică nu are de unde să le știe.
Am înțeles. Atunci rog colegii de la serviciu evenimente din lista de oameni de afaceri pe care o avem noi în baza de date să trimiteți această invitație. De asemenea, vreau să fie făcută și o invitație publică prin intermediul paginii da? De pe rețelele de socializare ale primăriei. Mulțumim. Da, potrivit cu acest proiect de hotărâre, deci reprezentantul municipiului Roman se va prezenta la ședință și, conform hotărârii luate din asta, va trebui să voteze împotrivă. Dacă supleantul, membru desemnat, va putea participa la ședință, putem desemna un supleant, persoana domnului Dănuț Iudor Crizen. Ca atare, trebuie să votăm să cred acest supleant. Da, deci discuția e în felul următor, care să înțelegeți, pentru că sunt și două statute total diferite între Adi Aquaneamț și Adi Econeamț. La Adi Aquaneamț, noi, practic, prin votul pe care l-am dat astăzi în Consiliul Local, practic, mandatăm reprezentantul Consiliului Local să voteze împotrivă în... Păi da, dar abținerea, până la urmă, duce la netrecerea unui proiect. Ceea ce înseamnă că votul pe care îl va da Consiliul Local în cadrul Consiliului de Administrație al Adi Aquaneamț va fi un vot negativ. Reprezentantul Consiliului Local în adunarea generală este domnul director Dan Ioniță, însă va trebui să desemnăm și un supleant în cazul în care domnul director nu va putea fi prezent. De aceea, fiind vorba de o persoană, votul va trebui să fie secret. Comisia de validare. Domnul Andrieș Bogdan, domnul Armand Mihai, Thank you.
Proiectul numărul 16 privind modificarea și completarea parcelei numărul 147 din 19.6.2019 privind aprobarea încheierii unui acord de asociere. Comisia de buget. Aviz favorabil. Comisia cultură. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 17 privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiții și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții la Spitalul Municipal de Urgență Roman și a listei de investiții la Clubul Sportiv Municipal Roman pe anul 2019. Comisia de buget. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Cine, să punem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 18, privind modificarea HCL numărul 55 din 2009. Comisia de buget. Aviz favorabil cu o completare. După articolul 1 se introduce un articol 2, nou, care modifică regulamentul hotărârii Consiliului Local din 2009. La punctul 3 se adaugă sub punctul 5, care are următorul enunț. Pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat cu valabilitate permanent, se vor elibera legitimații anuale de călătorie de luni până duminică. Celelalte articole din declarate 3, 4. Comisia juridică? Discuții? Supunem la vot completarea Comisiei de buget. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 19. Privind organizarea competiției de mini-fotbal senior Cupa Romanului 2019. Comisia de administrație publică locală. Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 20. Privind aprobarea vânzării unor imobile. Comisia de buget. Aviz favorabil. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 21. Privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare-cumpărare. Comisia de urbanism. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 22. Privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare-cumpărare. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 23. Privind mandatarea reprezentării municipiului Roman. Comisia de buget? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 24. Privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare. Comisia de cultură. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
proiectul cu numărul 25 privind aprobarea devizului general actualizat și a contribuției bugetului local pentru obiectivul de investiție construire locuințe sociale în municipiul Roman pe strada Islazului. Comisia de urbanism? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Ține? Vă mulțumesc frumos. În ceea ce privește protocolul cu chiarul tineretului, a rămas unicat piesa sau... Dacă a rămas? Piesa a rămas premieră și unicat cu chiarul tineretului sau vă mai rămas? Nu, sunt mai multe piese. Deci e pe toată stațiunea. Au mai tot. O întrebare. Având în vedere că am înțeles că s-a semnat contractul de primărie și firmatare va executa amenajarea peisagistică și în zona Bulevardului Republicii, pentru că m-au întrebat cetățenii din zona Matura dacă, în ce moment încep și dacă începeți din partea de jos sau din partea de sud la zona Rompan, pentru a ști și când să organizeze. Da. Nu am luat încă o decizie în acest sens. Licitația a fost proiectare plus execuție. În momentul de față suntem la stadiul proiectării. Am avut un prim contact săptămâna trecută împreună cu proiectantul, arhitectul șef al municipiului. Am stabilit câteva detalii și o manieră de lucru. În momentul de față se lucrează la obținerea documentelor necesare, obținerii autorizației de construire, după care vom lucra pe etape, pe loturi și în funcție de complexitatea lucrărilor care se vor reieși din urma proiectului tehnic, vom stabili graficul de lucrări și zonele cu care vom interveni. Vom anunța minim cu o săptămână înainte de a începe lucrările, astfel încât persoanele care vor fi afectate de aceste lucrări să știe să-și ia măsuri din timp. Deci, da. Păi am păstrat regulamentul care a fost la BNR. Știu, dar vă spun și analizăm și discutăm cu copiii, cu la un moment dat asemenea. Notele și meritele sunt oricum ale copiilor și trebuie să aducem acela. Am văzut la conferința de presă că a spus că se continuă pariul care după fuzia întrebărilor. Da. Se trece și la... Și la prima dată vom interveni, se toarnă astăzi și mâine aleea de legătură în șurca antemelor. După aia vom turna și vor asfaltic pe Cuza Vodă, blocul 17 și ulterior vom reveni pe șurca antemelor. Acea dreptea de legătură. Bine v-am anunțat ca să... Vom anunța cu siguranță din timp. Sigur, la fel cum am făcut peste tot, noi punem două zile înainte fluturașul cu anul. Vom apela și la Asociația de Proprietari, toți cei care... Chiar e acolo și... Fără început. Cu acestea declar ședința încheiată. Vă mulțumesc frumos. Mulțumesc.